UPL vă recomandă Reliance. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport, o ediție consacrată, dedicată accesării fondurilor europene. Bineînțeles că nu vom face abatere nici în această seară și ne vom axa dezbaterea noastră pe acest subiect principal, dar să știți că pe lângă acest subiect vin și cu câteva informații, aș spune eu, în premieră și veți vedea că nu sunt vorbe goale, sunt lucruri care se vor susține și de argumente. Astăzi a avut loc în Parlamentul European votul final la noul pachet de politici pentru agricultură, altfel spus, politica agricolă comună pentru perioada 2023-2027, în valoare totală de 386,6 miliarde de euro pentru întreaga Uniune Europeană. Ce ar fi de subliniat e faptul că România primește 21,6 miliarde de euro. Fermele mici și mijlocii primesc mai puțin cu 10% din totalul subvențiilor. O să discutăm și despre cum sunt repartizate aceste sume cu invitații mei, dar ce aș vrea să subliniez că din moment în moment vom intra în legătură directă cu domnul Achim Irimescu, reprezentantul României la Bruxelles, ministru plenipotențiar, șeful secției de agricultură. Așadar, cum v-am obișnuit în decursul timpului, veți afla informații direct de la sursă, informații credibile, sigure, care se pot valorifica și pe care le puteți, bineînțeles, exploata de la caz la caz. Așadar, e bine să urmăriți cu atenție Agricultura la Raport, pentru că o să venim cu niște lucruri foarte, foarte interesante, așa cum v-am obișnuit în tot acest interval de timp. Și nu uitați, subiectul principal, central al emisiunii noastre este cel legat de accesarea banilor europene, accesarea fondurilor europene. O emisiune deschisă, o emisiune în care trebuie practic să ne transmiteți întrebările dumneavoastră, nelămuririle, mesajele pe pagina de Facebook AgroTV sau la numărul de telefon afișat pe ecran. Este un telefon cu tarif normal, 031 405 2800. Ăsta este telefonul la care noi urmează să dialogăm și să discutăm cu dumneavoastră. În această seară, prin aplicație, participă la această emisiune doamna Gabriela Fechete, consultant. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru prezență. Și domnul Răzvan Doța, de asemenea consultant, îl salut și pe domnul Doța și mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Cei doi consultanți sunt din județele Satu Mare, respectiv Timiș, așa că e ceva distanță, poate că de aceea sunetul vine un pic mai greu. Glumesc acum, tehnologia de multe ori influențează și starea acestor transmisii, dar o să mergem și mai departe de Satu Mare și de Timișoara, o să mergem la Bruxelles, unde vom sta de vorbă cu domnul Achim Irimescu. Așa cum vă spuneam, domnul Achim Irimescu este practic reprezentantul României acolo, este ministru plenipotențiar, șef secție agricultură și vine în această ediție de Agricultura la Raport cu foarte multe date, cu foarte multe informații. Îi spun bună seara domnului Irimescu. Bună seara și bine v-am găsit. Bine v-am regăsit, domnule ministru. O plăcere ca de fiecare dată să dialoghez cu dumneavoastră. Astăzi a avut loc acest vot extrem de important pentru viitoarele fonduri europene în agricultură. Haideți să detaliem un pic ce s-a întâmplat acolo la Parlamentul European, pentru că atât cei doi invitații ai mei, dar mai ales telespectatorii, fermierii, vor să afle, nu de alta, dar următoarea politică agricolă comună din 2023 până în 2027, practic se va derula și prin această ecuație, prin aceste fonduri europene. Vă rog! Astăzi, plenul Parlamentului la Strasburg s-a reunit pentru a vota cele trei regulamente de bază ale politicii agricole comune. Este vorba de regulamentul, cel mai important, de regulamentul planurilor strategice, care cuprinde
atât partea de plăți directe și măsuri de piață, cât și partea de dezvoltare rurală. Deci s-au unit două regulamente într-unul singur. Statul membru trebuind să elaboreze un plan național strategic în care se prevadă intervențiile, adică măsurile cu finanțarea corespunzătoare pentru cei doi piloni ai PAC, plăți directe și dezvoltare rurală. Al doilea regulament, regulamentul de finanțare și monitorizare a politicii agricole comune, și al treilea regulament, regulamentul organizării comune de piață, sectorială, să spunem. Astăzi, sigur, Parlamentul a reușit să treacă acest pachet legislativ extrem de important. Trebuie să spunem că s-a înregistrat o mare întârziere cu această reformă, pentru că, în mod normal, trebuia să intre în vigoare actuala politică agricolă comună, trebuia să termine la sfârșitul anului 2020, dar, din păcate, datorită întârzierii în adoptarea noii politici agricole comune, s-au schimbat parlamentele și de aici întârzierea, Parlamentele Europene vorbesc, a dus la o amânare cu 2 ani a aplicării noii politici agricole comune. Pachetul este foarte important pentru România. Trebuie să spunem că, practic, pe ansamblu, banii pentru 2021-2027 la politica agricolă comună din România sunt la același nivel cu fondurile de coeziune, 20 de miliarde de euro. De aici, sigur, și importanța care se acordă sau trebuie acordată în România finanțării agriculturii și a pregătirii planului național strategic, astfel încât fondurile să ajungă cât mai repede și cât mai eficient la fermieri, pe măsuri care să conducă la creșterea competitivității agricultorilor noștri și hrană de calitate către consumatori. Discuțiile în Parlament, sigur, au fost pro și contra. Sunt grupurile verzilor și nu numai, care ar fi dorit mai multe eforturi pentru mediu și climă, dar trebuie spus că toate aceste eforturi, la un moment dat, toți dorim să fim cât mai verzi, dar trebuie pus în balanță faptul că pe termen scurt niște eforturi foarte mari pot să ducă la reducerea producției europene de alimente, reducerea exporturilor. Să nu uităm că Uniunea este net exportatoare, are o balanță pozitivă de circa 50 de miliarde de euro la alimente și atunci piața europeană va fi invadată de produse importate din țările terțe care nu respectă aceleași standarde foarte înalte ale Uniunii Europene. De aceea au fost discuții și dezbateri foarte mari. În Parlament spuneam că nu doar verzii s-au opus aceste reforme pentru că n-ar fi suficient de verde, deși dacă ne uităm la cifre, în partea de dezvoltare rurală 30% trebuie să fie din fonduri dedicate mediului, iar în pilonul 1 25%. Deci sunt eforturi foarte mari pe care fermierii trebuie să le facă și cu certitudine vor duce aceste eforturi la reducerea producției europene, pentru că, de exemplu, reducerea pesticidelor cu 50% până în 2030, cu certitudine, vor duce și la reducerea competitivității și a producției și a competitivității producătorilor europeni. Desigur, sunt soluții, dar nu la îndemna fiecărui fermier în acest sens. La nivel european s-au discutat reintroducerea soiurilor vechi, mai rezistente la bori și la dăunători, utilaje ultramoderne care permit utilizarea pesticidelor doar acolo unde este boala sau dunătorul, se face o poză din dronă și după aceea se introduce într-un utilaj complex, dar toate acestea costă undeva la peste jumătate de milion de euro și cred că nu sunt foarte mulți fermieri, nu doar în România, ci și la nivel european, care să-și permită aceste investiții. Deci lucrurile nu sunt simple deloc. Și de aici a fost o luptă foarte aprigă, am putea spune, între Consiliul de Ministri, care este apropiat de fermieri, și Parlamentul European, care de data aceasta a fost
foarte revoluționar și a propus inițial chiar 30% sau 35% înverzire sau mediu și climă în pilonul 1. Ministrii au considerat că eforturile trebuie să făcute gradual și până la urmă s-a găsit o cale de mijloc la 25%. Inițial, Consiliul de Ministri propuse 20% în pilonul 1 pentru mediu și climă. Da, iertați-mă că vă întrerup. E un procent destul de mare. Credeți că România va putea să-l îndeplinească, ținând cont că în momentul ăsta, practic, noi cultivăm undeva sub 3% în sistem ecologic? Din punct de vedere al efortului ecologic, trebuie spus că este așa cum spuneți dumneavoastră, sub 3%. Ecologic se propune 25%, dar nu pe stat membru, ci media europeană. Și asta ce înseamnă? Că practic se va face o medie la nivel european, nu? Exact. Acolo nu avem o provocare extraordinar de mare, sincer vorbind. Sigur, trebuie să creștem și noi producția europeană, dar sunt alte cerințe care ne ridică mari semne de întrebare. De exemplu, există două strategii în Green Deal, în Pactul Verde European. Una pentru, o știți bine, de la fermă la consumator, Farm to Fork, cealaltă pentru strategia pentru biodiversitate. Și strategia pentru biodiversitate se propune ca 10% minim din fiecare fermă să fie scoasă din producție și devotată biodiversității. Deci, practic, fermierul cu 1000 de hectare, 100 de hectare nu trebuie să le mai cultive, ci să pună ori pădure, ori pășune, deci să nu mai producă efectiv pentru agricultură. Este o provocare extrem de mare, pentru că vă imaginați că fermierii vor pierde sume importante în acest mod. Adică, sigur, ei pot să primească subvenția în continuare pe suprafața respectivă, dar nu au valoare adăugată din agricultură. Deci vor înregistra pierderi. Practic, domnul ministru, iertați-mă că vă întrerup, dar vreau să înțeleg... 10% din suprafață va fi pentru biodiversitate? Biodiversitate, da. Va deveni cu titlul obligatoriu, adică cine are 100 de hectare, da. 90. Clar. Și asta de când? Din 2023? De 1 ianuarie 2023. Asta e chiar o informație în premieră, nu cred că s-a mai discutat pe subiectul ăsta, cel puțin eu unul n-am mai auzit așa ceva. Da. Mă rog, asta e politica, trebuie să ne supunem, nu avem ce face. Sigur, ea trebuie precizat următorul lucru. Ea nu este în pachetul de reformă, în regulamente, ci este în strategia biodiversitate și, deși Parlamentul a făcut presiune ca să se introducă în planul strategic, noi totuși am reușit la Consiliul de Ministri să nu devină condiție obligatorie pentru adoptarea planului național strategic, pentru că o să vă spun puțin secvențialitatea. Vă rog. Astăzi Parlamentul a adoptat reforma. Pe 2 decembrie și Consiliul de Ministri al Uniunii Europene va adopta reforma. Se publică în jurnalul oficial. La câteva zile se publică și actele delegate și de implementare pentru reformă. Dar statul membru până la 31 decembrie trebuie să transmită planul național strategic la Comisie pentru aprobare. Comisia are 8 luni până în august să adopte acest plan strategic. Ei, pentru a atinge țintele din Farm to Fork și din strategia biodiversitate, practic statul membru i s-a cerut de către Parlament și Comisie să introducă aceste ținte, să spună fiecare stat membru cum le abordează pentru ca în 2030 să ajungă la reducerea cu 50% pesticidelor, 10% teren pentru biodiversitate și așa mai departe. Toate aceste ținte nu sunt obligatorii deocamdată în planul național strategic, dar cu certitudine, după adoptarea unei baze legislative, deocamdată strategii, nu sunt regulamente, cu certitudine în 2 ani se va adopta baza legislativă și atunci statele membre sunt obligate să introducă în planul strategic aceste cerințe. Deci nu se aplică de acum, dar e clar că, așa cum spuneați dumneavoastră, din 2023 ne așteptăm la așa ceva. Domnul ministru, ce noutăți mai aduce noua politică agricolă comună? Care sunt lucrurile care ar trebui așa să ne atragă atenția?
Cred eu că cel mai important lucru este utilizarea fondurilor pentru ecoscheme, care sunt 25% în fiecare an, deci la România la 1,9 miliarde de euro, undeva la 470-475 de milioane de euro. Și trebuie spus că dacă banii nu se folosesc, ei se pierd. Da? Deci în primii 2 ani există o flexibilitate și poți 5% să îi mai redistribui către alte măsuri, dar după primii 2 ani nu mai poți face acest lucru. Deci, practic, din 2025 va fi o problemă. O altă măsură importantă este plata redistributivă. Tai 10%, actualmente 5%, de la fermele medii mari și dai la fermele mici. Acolo e foarte important cum cântărești ca să nu omori fermele mari, dar să ajuți și fermele mici să se dezvolte și să nu încurajezi nemunca. Asta iarăși e un lucru foarte important, pentru că dacă, spre exemplu, exagerăm acum cifrele, ai da unui fermier cu 2 hectare 500 de euro pe hectar, unul proprietar. Proprietarul s-ar putea să nu mai arendeze acest teren și multe ferme care se constituie din arendă s-ar putea să își încheie activitatea, ceea ce, sigur, pentru producția românească de agroalimentară nu este benefic. Și o altă provocare foarte mare este introducerea unei condiționalități sociale. Adică, asta se va face din 2025, fiecare fermier va trebui să aibă grijă de drepturile muncitorilor agricoli. Dacă un muncitor agricol consideră că nu îi sunt respectate drepturile și sperăm să nu se ajungă la exagerări de niciun fel, inspectorii muncii raportează APIA și APIA trebuie să-i taie subvenția fermierului. Deci, mi se pare îngrijorătoare această directivă. Cel puțin, nu știu, mă gândesc că poate la niște conflicte de-astea de muncă, nu oricine, mă rog, aproape oricine poate veni și în felul ăsta se poate răzbuna. E destul de subiectivă din punctul meu de vedere abordarea asta, da? Mă rog, e doar un punct de vedere. Tocmai din cauza asta, Consiliul a respins-o cu putere, dar Parlamentul European a insistat foarte tare pe această măsură. Sigur, România, care are muncitori agricoli în afara frontierilor, într-un fel, ar fi interesată, dar trebuie spus că există riscul pe care îl menționați dumneavoastră ca să se ajungă la conflicte și, doi, este o muncă și cheltuieli enorme pentru administrație. Vă imaginați că inspectorii muncii nu știu agricultură, ei vor trebui să fie suplimentați ca număr, să meargă să controleze, nu doar pe reclamații, ci pur și simplu să controleze fermele și după aceea APIA va avea sarcini în plus, iar tăierea fondurilor unui fermier totdeauna ridică o problemă, pentru că închiderea unei ferme duce la reducerea producției și creșterea importurilor. Domnul ministru, vă mai rețin câteva minute. Vă rog, apropo de România, știu că va primi peste 21,6 miliarde de euro în total, da? Pentru măsurile din domeniul agriculturii, din care circa 14 miliarde vor fi destinate subvențiilor, plăți directe, așa cum sunt ele cunoscute, pilonul 1, circa 7 miliarde de euro vor fi alocate pentru dezvoltare rurală, FEADER, și la acestea se mai adaugă 692 milioane euro de la Comisia Europeană prin instrumentul Next Generation. Da. De asemenea, sprijinul pentru fermele mici și tinerii agricultori, aceștia vor primi cel puțin 10% din plățile directe. Aici vorbim practic de plățile redistributive, care înțeleg că, din ce ne spunea seara trecută ministrul secretar de stat Marius Micu, rămâne la aprecierea fiecărui stat să stabilească acest quantum? Aici. Vă rog. Aici, dacă dați voie, cred chiar vă rog, că a fost o confuzie. Nu este vorba de 10%, este vorba de 3% dintre cei doi piloni. Deci, tinerii fermieri, fermieri șef de fermă, da? Pot primi pe pilonul 2 până la 100.000 de euro pentru instalarea în agricultură și
plăți suplimentare la pilonul 1. Și acolo calculele Ministerului Agriculturii, știți că undeva către 40 de euro pe hectar în plus. Eu vă reamintesc că această măsură eu am introdus-o în reforma domnului Cioloș când era comisar, tocmai pentru a încuraja tinerii să vină în agricultură și să primească bani mai mulți pe hectar. Deci, practic, banii din cei doi piloni ai PAC, dezvoltare rurală și plăți directe, trebuie să ajungă la 3% din suma pe care o primește România de la Uniunea Europeană. Ce alte noutăți ar mai fi pentru România ca și țară, ca și stat? Și cine a mers din partea noastră, din partea Ministerului? A fost cineva prezent acolo? Astăzi la vot, sigur că au fost toți europarlamentarii români, cu domnul Buda în frunte, care este vicepreședintele Comisiei pe Agricultură, și în Comisia pe Agricultură mai fac parte doamna Carmen Avram, domnul Dan Motreanu, deci sunt oameni politici cu experiență și sigur că ei au susținut, chiar domnul Motreanu mi-amintesc că spunea, deși nu este o reformă perfectă, trebuie să le oferim fermierilor o perspectivă în afaceri în acest domeniu, pentru că sunt într-adevăr multe semne de întrebare și mulți scepticiți că fermierii europeni vor putea face față cerințelor mari de mediu și climă în condițiile în care importurile nu se supun acelor standarde și atunci există riscul ca Uniunea Europeană să fie invadată de produse mai ieftine care nu respectă standardele, dar știți, atunci când sunt o serie de consumatori cu venituri reduse, ei se vor orienta către produsele mai ieftine, chiar dacă sunt mai puțin sănătoase și au pesticide mai periculoase decât cele europene, de pe lista europeană a pesticidelor și reziduri mai multe de pesticide. Deci există un risc ca piața europeană să fie invadată de produse din afară, neconforme. Eu vă amintesc, de exemplu, eforturile care fac fermierii europeni care cresc pui broiler și iau măsuri de biosecuritate ca să nu fie salmonela, iar țările terțe, cum e SUA, spală pui înainte de punere pe piață cu apă cu clor și atunci scapă de salmonela. Deci sunt eforturi diferite. Fermierii români, europeni, trebuie să ia măsuri de biosecuritate care costă foarte mult. Ori apa cu clor e mult mai ieftină. Deci sunt maniere diferite de a practica agricultura și, sigur, Uniunea Europeană dorește ca să fim un model pentru lumea întreagă, dar vreau să vă spun că chiar am participat la o conferință cu secretarul pentru agricultură din Statele Unite, ministrul agriculturii din SUA, cum ar veni, și care nu a fost foarte optimist în aplicarea regulilor europene, pentru că evaluarea lor a dus la o concluzie clară, pe care o recunoaște și Uniunea Europeană. Aplicarea noilor cerințe pentru agricultură va duce cu certitudine la scumpirea produselor europene, creșterea importurilor și reducerea exporturilor. Deci sunt provocări foarte mari pentru producătorii europeni în ansamblu, nu doar pentru un stat membru sau altul. Bun. Mulțumesc tare mult, domnule ministru Achim Irimescu. Cred că ne-ați oferit niște informații în exclusivitate, numai aici la Agro TV, la Agricultura, la Raport. Ce vreau să le spun celor de acasă, că mâine seară voi continua pe acest subiect dezbaterea împreună cu doamna Carmen Avram, europarlamentar, membru al Comisiei de Agricultură din Parlamentul European. Mulțumesc încă o dată ministrului Achim Irimescu pentru deschiderea de care dă dovadă și pentru acuratețea informațiilor pe care ni le oferă. Luăm câteva minute de publicitate. După pauză ne vom reîntoarce la tema noastră centrală, accesarea fondurilor europene. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritechno.